primăria municipiului Reghin. Numele meu este Olga Branea, sunt ofițerul de stare civilă și am deosebită plăcere ca astăzi să oficiez căsătoria celor doi tineri de față. Vine un moment în viața fiecăruia dintre noi când conștientizăm rolul, importanța și responsabilitatea întâlnirii unei familii. Astăzi, dumneavoastră, înconjurați de persoane dragi, vă aflați în fața unuia dintre cele mai frumoase și emoționante momente din viața unui om, și anume căsătoria. Căsătoria este promisiunea între doi oameni care se iubesc, între doi oameni care au încredere în dragostea lor, între doi oameni care se respectă și care își doresc să trăiască tot restul vieții împreună. Împreună ați descoperit înțelesul cuvântului dragoste, împreună veți descoperi înțelesul cuvântului părinți, iar peste ani și ani vă dorim cu toții să ajungeți să prețuiți greutatea cuvântului bunici. Urarea noastră a tuturor pentru dumneavoastră este să trăiți o viață plină de fericire și împreună să vă construiți o frumoasă și solidă fundație a unei căsnicii care noi cu toții vă dorim să reziste o veșnicie. Uite că m-am emoționat și uite că nu mi-am propus nimic să zic astăzi decât să oficiez propriu zis și momentul și starea și oamenii te duc până într-acolo încât să zici cuvinte frumoase și emoționante. Pe dumneavoastră, domnule Rațiu Justin Alin, dacă de bună voie și nesilit de nimeni, luați în căsătorie pe domnișoara Suciu Diana Maria. Da. Vă întreb pe dumneavoastră, Suciu Diana Maria, dacă de bună voie și nesilit de nimeni, luați în căsătorie pe domnul Rațiu Justin Alin. Da. Am îndeplinit toate condițiile cerute de lege pentru a încheia această căsătorie și am să vă fac cunoscute următoarele dispoziții din Codul Civil, legea care cârmuie căsătoria în statul român. Familia are la bază căsătoria liber consimțită între soți. Așa cum dumneavoastră astăzi liber și neinfluențați de nimeni, v-ați prezentat și ați spus acest cuvânt afirmativ da, care practic înseamnă acordul dumneavoastră de voință. În relațiile dintre soți, precum și în exercitarea drepturilor față de copii, bărbatul și femeia avem drepturi egale. Drepturile părintești nu le putem exercita decât în interesul propriilor noștri copii. Relațiile de familie se bazează pe prietenie, pe afecțiune reciprocă. Soțul și soția sunt datori să-și acorde unul altuia sprijin moral și sprijin material. Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Vă doresc o viață plină de fericire, să aveți răbdare, îngăduință, respect, credință și iubire. Mulțumesc! Să vă bucurați! Numai semnătura? Nu scrie. Rațiu Diana Maria Mâlân. S-a lăsat liniștea. Familia Rațiu, permiteți-mi să vă înmânez certificatul de căsătorie. Din nou nu mă lecuiesc, din nou vă spun o chestie frumoasă. Cei ce se caută se găsesc și merg mereu împreună. Vă doresc, v-ați căutat, v-ați găsit și vă rog să mergeți mereu împreună. I can. How long will I need you?
As long as the seasons need to follow their plan. How long will I be with you? As long as the sea is bound to wash upon the sand. How long will I want you? As long as you want me to, and longer by far. How long will I hold you? As long as your father told you, as long as you can. How long will I give to you? As long as you say, how long will I love you? As long as stars are above you, and longer if I may. You.